Ședința de azi a Consiliului Local Zalău a avut pe ordinea de zi înlocuirea consilierilor municipali Rodica Mureșan și Raul Dragoș din adunările generale ale acționarilor de la Uzina Electrică și Citadin. Așa cum era de așteptat, proiectul de hotărâre a determinat discuții în cadrul ședinței, viceprimarul Daniela Coța solicitând revocarea unor hotărâri de Consiliul Local și revenirea la reglementări mai vechi, potrivit cărora adunările generale ale acționarilor să fie formate din toți cei 21 de consilieri municipali. Consider că ar fi mult mai util dacă am revocat hotărârile 137, 136 și 135 din iulie 2012 și adunările generale ale acționarilor să rămână formate din cei 21 de consilieri ai municipiului Zalău, cum au fost în perioada iunie-iulie. În replică, primarul Radu Căpâlnașiu a precizat că constituirea adunărilor generale ale acționarilor din toți consilierii era păguboasă din cauza faptului că niciodată nu se puteau întruni. Nu se implica la bun început în toată treaba asta cu paga la societățile comerciale, dar o să spun un singur lucru, care a stat la baza lor acestor decizii tot către Consiliul Local și reducerea numărului de consilieri în paga la aceste societăți comerciale. Faptul că atunci când era întreg Consiliul Local, era extrem de greu de lucrat și de convocat AGA, pentru că nu participau. De multe ori nu rămâneau nici după ședințele de Consiliu cum se țineau aceste ședințe. Pot să vă spun că și acum, din informațiile care le am, chiar în formatul de 5, atunci când s-a impus rămâvarea unor decizii de urgență, nu s-a putut ține adunările, tot pentru faptul că un reprezentant al Consiliului în AGA nu a fost de acord, nu a participat la aceste ședințe. În final, proiectul de hotărâre privind înlocuirea consilierilor Rodica Mureșan și Raul Dragoș din adunările generale ale acționarilor a fost votat în forma prezentată în ședința Consiliului Local. În urma votului au fost aleși pentru a reprezenta Consiliul în adunările generale ale acționarilor Otto Haller la Citadin și Ilie Lupa la Uzina Electrică. În urma votului electoral se constată 1. La SECI Uzina Electrică Zalău S.A. pentru domnul Lupa Ilie se constată din totalul voturilor sumate 14 voturi da și 6 voturi nu. Iar la 10 Citadin SRL Zalău, pentru domnul Haller Otto se constată din totalul voturilor sumate un număr de 14 voturi da, 6 voturi nu. Semnează membrii Comisiei de Validare.